Un accident rutier cu două autoturisme s-a înregistrat în această după-amiază în zona Guravăii. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat, iar o persoană a rămas încarcerată. Victima în stare de conștiință a fost predată unui echipaj SAJ, ulterior fiind transportată la spital. Impact puternic între două autoturisme pe DN6. O persoană a ajuns la spital, iar alte două au fost rănite după ce mașina în care se aflau au intrat în coliziune. Șoferul unuia dintre autoturisme a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Data de 21.04.2021, în jurul orelor 14, în timp ce se deplasau pe DN6, două autoturisme din direcția Droiuța Târgu Severin către Orșova au intrat în coliziune, rezultând vătămarea unei persoane. În urma accidentului, autoturismele au rămas pe partea carosabilă. Urmează să se efectua cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a modului de producere al accidentului rutier. Potrivit ISU Mehedinți, la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin, cu auto specială de descarcerare, o auto specială cu apă și spumă și o ambulanță smurt. În această după-amiază, trei echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială cu apă și spumă și o ambulanță smurt la un accident rutier produs pe drumul național 6, zona localității Guravăii, în municipiul Drobeta Turnul Severin. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată în autoturismul răsturnat și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia. Persoana în stare de conștiință a fost predată unui echipaj SAJ, ulterior fiind transportată la spital. Cea de-a doua victimă a suferit un atac de panică și este evaluată de paramedicii SMURD. Alte două persoane implicate în accident nu au necesitat îngrijiri medicale. Serviciul de ambulanță Mehedinți a intervenit la un accident de circulație cu un echipaj de tip C2, ajutat de un echipaj al echipajului de prim ajutor și serviciului de descarcerare, la un accident rutier care s-a întâmplat în localitatea Guravăii, o persoană blocată, șofer, a fost descarcerat și luat cu echipamente de descarcerare, având politraumatisme minore. Se transporta la serviciul de Spitalul Județean de Urgență Severin pentru investigații mai complexe. Starea lui este stabilă, urmează să fie investigat și s-ar putea să fie trimis la Spitalul Județean Craiova pentru realizarea tomografiei computerizate. Soția era conștientă, a fost și ea transportată de echipajul de prim ajutor, are o agitație psihomotorie, dar este stabilă hemodinamic și cardiocirculator, nu pune probleme. În cauză a fost întocmit dosar penal.